Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prințul Jumon, episodul 61. Doamna Yuhua îl întâlnește pe comerciantul care, în trecut, îi adusese scrisoarea de la Jumon și îl roagă să o ajute să treacă granița Puyo. Din nefericire, planul lor eșuează, fiind descoperiți și aduși la palat. Regele ordonă ca doamna Yuhua și domnița Ysoya să fie închise în camerele lor, iar comerciantul este torturat până la moarte. Între timp, Desol vizitează pe Songyan și îi propune un sprijin militar în schimbul aprovizionării regatului Puyo cu alimente, dar Songyan refuză oferta din cauza crizei care afectează și propriul popor. Oamenii simpli, loviți de foamete, încearcă să fugă din Puyo către Kieru. Cei care sunt prinși sunt decapitați pentru a servi drept exemplu. În timp ce află informații prețioase de la Yeon Tabal despre liderii triburilor aliate cu Songyan, Jumon elaborează un plan de a înjolbon pe cale pașnică, evitând războiul. Folosindu-se de abilitățile sale, Jumon reușește să convingă doi dintre cei trei conducători de triburi să îi se alăture. Pentru a finaliza unificarea Jolbon fără violență, Jumon își propune să-l convingă pe însuși Songyan să se alăture. Songyan trimite un mesager la Jumon, acceptând să-l primească în Piriu pentru discuții, dar impune condiția ca acesta să vină neînsoțit. Jumon, având încredere în destinul său, decide să-l viziteze pe Songyan pentru a preveni vărsarea de sânge. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.